Cultura vieții. Tânjim după lumea cerească a îngerilor și a sfinților care trăiesc în Duhul Sfânt, spune Sfântul Siluan Adhonitul, unde este singura adevărată cultură, singura adevărată civilizație. În lumina lui Dumnezeu se trăiește în pace și iubire. În cântări de laudă Sfintei Treimi, Mântuitorului Hristos, Maicii Domnului, îngerilor și sfinților. Pe pământ sunt două mari culturi. Cultura Duhului Sfânt, care dezvoltă și susține cultura vieții duhovnicești, și cultura păcatului, susținută de Satan și demonii lui. Toate culturile umane, pătrunse de Duhul uneia dintre cele amintite, prețuiesc în fața lui Dumnezeu după câtă finalitate cerească au în ele. Biserica a dezvoltat cultura creștină, cultura rugăciunii neîncetate, legate de cultul său, cultura vieții în Hristos, a bucuriei Evangheliei sale, care de-a lungul timpului a devenit cultură filocalică sau cultura adevăratei frumuseții. Dezvoltând frumusețea cerească a vieții lui Hristos, sub toate aspectele și nuanțele ei, a arătat în Duhul Sfânt treptele vieții duhovnicești, a căror finalitate este unirea cu Hristos cel înviat și înălțat, trăirea în viața cerească și fericirea veșnică. Creștinii trăiesc prin credință împlinind voia lui Dumnezeu, precum în cer și pe pământ, împlinind porunca iubirii de Dumnezeu și aproapele, străbătând treaptă cu treaptă în urcușul fericirilor lui Hristos, rugându-se, postind, milostivind, gustând sfânta liturghie laudele bisericii, spovedindu-se, împărtășindu-se cu trupul și sângele Domnului, trăiesc viața duhovnicească, gustând din pacea și bucuria cerească. Din nefericire pe pământ există și un mod de viață păcătos, adică viața pusă în slujba patimilor și a demonilor. Acest mod de viață a format de-a lungul istoriei cultura și civilizația păcatului și a morții. Uneori oamenii au mers în rătăcirea lor până la a considera păcatul sacru. Păcatul însă desfigurează și ucide ființa omenească. Lucrarea demonică a păcatului are o putere de seducție prin care Satan varsă în suflet ura, necredința, deznădejdea și răzvrătirea. Așa a făcut de la început. Acest mod de viață păcătos are ca finalitate modul de viață al iadului, unde deznădejdea și suferința sunt absolute. Refuzul chemării iubitoare a lui Dumnezeu deschide păcătoșilor nepocăiți poarta chinului cel veșnic. De aceea suntem chemați la cultura vieții pe care ne oferă biserica. La cultura ascultării de Hristos, prin care gustăm pacea și fericirea cerească. Pentru a evita capcanele culturii morții, vom zugrăvi pe scurt cele două căi, calea urcușului duhovnicesc și calea coborâșului pierzător, ținând însă seama de două realități importante. Între bine și rău nu este semn de egalitate. Dumnezeu este necreat, veșnic, atotputernic, atotțiitor, atot iubitor, atot milostiv, izvorul vieții și al fericirii. Satan, răul, este înger creat, căzut, nefericit, care nu are o putere reală asupra celor ce cred în Hristos Dumnezeu. Așa cum întunericul se ascunde în fața luminii, îngerul rău nu are putere asupra celor care trăiesc o viață duhovnicească. În al doilea rând,
pe pământ. Dumnezeu este atot prezent. Duhul Sfânt nu este doar în marii trăitori, duhovnici îndumnezeiți, în locurile sfinte ca Ierusalim, Sfântul Munte și așa mai departe, chiar dacă acolo este mai abundentă duhovnicia care ține de Duhul Sfânt. Este prezent pretutindeni, se manifestă felurit, neașteptat, este în orice timp și în orice loc. Etapele urcușului duhovnicesc, la fel ca cele ale coborâșului, formează axul, centrul întregii civilizații și culturi din lume, care fie ne urcă în fericirea cerească, fie ne îndepărtează coborându-ne în împărăția morții. Așadar, să le luăm pe rând, viața duhovnicească, cultura Duhului, cultura vieții, se împart în trei mari etape. Perioada curățirii, când prin rugăciune, post, milostenie, spovedanie, împărtășire, omul se curăță de păcatele grele, de patimi și de legătura cu demonii. Faza iluminării, când nevoitorul începe să înțeleagă duhovnicește noimele Scripturii, tainele vieții, minunile creației, dobândind minte înțelegătoare, începând să vadă cu mintea, împreună cu Sfântul Apostol Pavel, zice: noi însă avem gândul lui Hristos. Faza unirii, când sufletul se unește cu Hristos prin Duhul Sfânt, unirea vine în curăția inimii, prin trăirea nepătimirii și dobândirea iubirii lui Hristos. Urcușul duhovnicesc are 7 trepte, iar omul lucrează potrivit stării duhovnicești în care se află. Credința. Mai întâi trebuie să credem. Să credem în atotputernicul și atotmilostivul Dumnezeu, în lucrarea Lui Mântuitoare. Să credem în viața cerească pe care nu o vedem încă fizic. Credința este urmată de frica de Dumnezeu. Cine crede se teme. Se teme să supere un Dumnezeu atât de bun, de sfânt, de iubitor, prin păcat și neascultare. Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, buna temelie pe care se așează celelalte virtuți. Ea sfârșește cu iubirea duhovnicească care ne umple ființa, ne aseamănă și ne face fericiți în Hristos. Frica de Dumnezeu este urmată de pocăință. Omul luminat începe să înțeleagă, să se înțelepțească, căutând să schimbe viața din temelii, schimbându-și concepția despre viață, Dumnezeu și lume. El se întoarce de la păcat la virtute, de la pământ la cer, de la diavol la Dumnezeu, trăind o viață care are în centrul ei pe Hristos. Pocăința implică înfrânarea, alegerea cu discernământ a cuvintelor, gândurilor și lucrurilor pe care le folosim, evitarea cu înțelepciune a situațiilor care duc la păcat. De asemenea, evitând lucrurile îngăduite, nepăcătoase, dar care nu ne sunt de folos. Următoarea treaptă este răbdarea. Viața duhovnicească este întemeiată pe credință, frică de Dumnezeu, pocăință, înfrânare, iar în urcușul ei necesită răbdare. Duhovnicia este calea cea strâmtă, diferită de viața comună. Duhovnicia, cultura vieții, se aseamănă tot mai mult cu ultimele zile ale vieții Mântuitorului Iisus Hristos, când cei mai apropiați ai Săi nu L-au înțeles și L-au părăsit. De aceea necesită răbdare și îndelungă răbdare. Răbdarea aduce nădejdea. Privind la bunătățile viitoare, greutățile devin ușoare. Viața evlavioasă se îndulcește, se hrănește și se adapă cu har. Rugăciunea, cântarea, meditația, contemplarea sunt mijloacele acestei îndulciri.
Răbdarea cu nădejdea necazurilor pregătește sufletul pentru a primi iubirea Mântuitorului Iisus Hristos, văzând bucuria pusă înainte, adică slava viitoare și mulțimea celor mântuiți. A suferit crucea, neținând seama de ocara ei. După mai multe nevoințe și suferințe, creștinul nevoitor primește nepătimirea, curăția inimii, prin care vedem pe Dumnezeu, a sufletului și a trupului care devin casa lui Dumnezeu. Nepătimirea fac sufletul vrednic de a primi iubirea. Acum, sufletul gustă pacea și iubirea lui Dumnezeu. Este gata să sufere pentru Hristos prigoane, suferințe și chiar moarte. Aceasta este ultima treaptă a nevoinței după care tânjește nevoitorul duhovnicesc. Ea a fost atinsă de mulțim de sfinți cuvioși, ierarhi și mucenici, în frunte cu slăvitul apostol Pavel, care zicea: mie a trăi este Hristos, iar a muri câștig. Să medităm puțin la treptele coborâșului nefericit care a creat o cultură și o civilizație a morții duhovnicești și din care omul este chemat să vină la lumina Evangheliei lui Hristos. Viața creștină se trăiește în mediul duhovnicesc al bisericii cu slujbele și tainele ei, cu rugăciunea necurmată, care este respirația sufletului. Practicarea rugăciunii lui Iisus este o poruncă evanghelică. Neglijarea ei are consecințe negative pentru suflet, care în absența oxigenului duhovnicesc se îmbolnăvește. Orice îndepărtare de mediul duhovnicesc al rugăciunii și al sfintelor taine va duce la o îndepărtare de Dumnezeu. Istoria ne arată nefericitul exemplu al iluminiștilor care, fără să vrea, s-au făcut precursorii filozofiilor atee și totalitare ale secolului trecut. Îndepărtarea de rugăciune va duce la marginalizarea și uitarea lui Dumnezeu. Omul sau o societate umană care nu se roagă, nu se împărtășesc de harul și cunoștința reală, experimentală lui Dumnezeu prin sfintele taine ale bisericilor, vor sfârși prin a uita de Dumnezeu. Atunci, omul devine centru și măsura lucrurilor, iar Dumnezeu cel atotțiitor, care ne-a creat și ne ține cu atot puterea și atot iubirea sa, este marginalizat și exclus din viață și din societate. Fără rugăciune și fără comuniune sfântă, fără prezența luminii, a puterii și a iubirii lui Dumnezeu, omul își va crea o cultură închisă în ermetismul patimilor și al dorinților sale efemere, trăind o viață axată numai pe orizontală, bazată pe satisfacerea dorinței de putere, satisfăcută prin plăcere și avuții, fără prezența lui Dumnezeu. Sfârșește la cimitir, sufletul rămâne fără perspectiva vieții veșnice și fericite, fără comuniunea cu Hristos și a sfinților pe care i-a exclus. Prezența lui Dumnezeu se arată și în această dinamică a căderii omului, a îndepărtării sale de Dumnezeu. Viața trăită exclusiv terestru, care cunoaște doar cultul și civilizația păcatului, sfârșește desigur într-o dublă moarte. Însă începutul acesteia sunt bolile, necazurile, suferințele. Aceștia sunt de fapt o nouă chemare iubitoare lui Dumnezeu. Prin boli și necazuri, ca printr-o trâmbiță, Dumnezeu zice, părintele Arsenie Boca, cheamă pe cei care au refuzat chemarea bisericii și chemarea conștiinței. Este o șansă de reîntoarcere la viața luminoasă de care omul s-a îndepărtat. Necazurile și bolile pot fi uneori de lungă durată, pentru ca omul să-și vină în fire, să se întoarcă în casa Tatălui Ceresc. Fără îndoială, o boală, un necaz mare, o nenorocire, moartea unei persoane dragi, sunt o răscruce pentru om. În
În această stare, ispititorul Satan, cu multă iscusință, l-a îndemnat pe om să uite de rugăciune, de Creatorul Dumnezeu și Mântuitorul Său, de dulcea convorbire cu El. Se bucură de necazurile, bolile și suferințele omului. El va găsi o soluție prin care să îi împiedice întoarcerea lui Dumnezeu și la Dumnezeu. Cei hotărâți își asumă suferința, își văd greșeala și se întorc la Dumnezeu cu toată ființa lor. Precum fiul risipitor, Moise arapul, Maria egipteanca, Varvar tâlharul și alții ca ei se întorc din moarte la viață fără să mai privească în urmă, făcând bucurie în cer. Cei ușuratici, superficial, găsesc mereu scuze și motive pentru amânarea întoarcerii la Dumnezeu, iar Satana le propune una dintre cele mai frecvente și subtile ispite ale sale, deturnarea de la scopul propus. Nu pocăința o dorește Satan, ci găsirea unui țap ispășitor. Nu pocăința, întoarcerea la Dumnezeu sunt salvarea ta, de fapt singura salvare, spune, ci cu totul altceva trebuie. Iată un presupus dușman, un vinovat care trebuie eliminat. Aici Satan atacă direct porunca iubirii aproapelui. Este ca și cum un soldat pe front s-ar trezi cu un glonț în mână, iar în loc să alerge la spital să se opereze, ar căuta inamicul care a tras. Absurd! Iată că prin minciună cel rău creează cultura morții pentru cei care îl ascultă. Omul căzut din iubirea de om, strâmtorat de boli și necazuri, este ispitit de Satan cu ultimele trepte ale pierzării, disperarea, uciderea, presupusului vinovat sau sinuciderea. Așadar, suntem condamnați la libertate, Kierkegaard. Suntem mereu puși în situația de a alege calea vieții sau calea morții, binele de rău. Alege viața ca să trăiești, să alegem calea și cultura vieții ca să trăim veșnic fericiți.